sezon, în primul meci oficial. Am făcut și la o diferență mare, până la urmă. Sunt însă un pic supărat pentru sferturile 2 și 4, când nu știu, a intervenit o relaxare sau care nu și-a avea loc. Pentru că, după cum bine știți, în meciul de cupă se joacă tot returul. Iar acest meci a fost practic doar prima repriză de joc. Și mi-aș dori să reglăm problema asta cât mai repede cu putința. Cam atât. Mă aștept întrebări, că nu am inspirație astăzi. Ați jucat la început o zonă cu 3-1, care n-a mai fost foarte în pe parcursul jocului sau. Am jucat asta. Ați jucat zonă 3-1? Nu. Am văzut pe Franklin în spate și era la... Nu am jucat zonă. Nu. Nu, a apărut întâmplător, dar nu am jucat. Serios. Singurul lucru pe care l-am schimbat în sfertul 3 a fost că am schimbat o chestie la apărare cu un dublaj apărat. În rest am rămas în urmă la tot meciul, pentru că asta mi-a propus dinainte de meci. În situația în care jocul decurgea în condiții bune pentru noi, am propus să joc absolut un meci cum am. V-am curcat apărarea zona adversarului cu sfertul 4? Nu. Consider că avem o echipă